În 24 mai, Consiliul Județean Cluj anunța cu pompă pe Facebook următoarele. După 70 de ani de funcționare a rampei de la Patarât și de poluare constantă a mediului, în toate aceste decenii s-a pus capăt poluării și s-a trecut la epurarea levigatului. În prezent, procedeul de osmoză inversă e în desfășurare. Levigatul e captat în cele două bazine. Prin procedura decantării, levigatul este epurat prin stație, iar mâlul rezultat, concentratul, va fi preluat de o societate de profil. Consiliul Județean Cluj a pus astfel în funcțiune singura stație de osmoză inversă din întreaga țară, aferentă unor rampe neconforme de gunoi, toate celelalte rampe funcționând în condiții de poluare a mediului. Au trecut de atunci 3 săptămâni. Precum Toma Necredinciosul, dar plini de bune intenții de a prezenta adevărul, am purces la drum spre Patarât. Vă arătăm în continuare întregul film al deplasării noastre, fără să întrerupem nimic. Deci totul la cald, cu surprize cu tot, chiar și cu discuțiile dintre realizator și cameraman. În pofida ploilor torențiale din ultimele zile, situația nu pare atât de dezastroasă la Patarât precum ne așteptam. Am trecut pe lângă marele lac de levigat, care nici nu arăta așa de plin precum eram noi obișnuiți. În schimb, dacă ne uităm mai atent la ce se întâmplă în zonă, observăm că lucrurile nu sunt chiar atât de curate pe cât ar dori autoritățile locale să ne spună că sunt. De exemplu, acesta este pârâul Zăpodie. După cum puteți observa foarte bine, pârâul Zăpodie, numai curat nu poți să spui că este. Pe el, în mod cert, vine mizerie de la depozitul neconform de la Patarât. Mai mult, aici, dacă ne uităm atenți, este o joncțiune pe care vine levigat de la Patarât, de la groapa RADP, cum s-ar spune, sau depozitul RADP-ului Cluj-Napoca. O să trecem pe partea cealaltă a drumului, ca să vedem și mai bine, de fapt, care este parcursul și traseul pârâului Zăpodie. Filmează, te rog, și mașinile. Noi am văzut o foarte intensă activitate în partea de sus a depozitului neconform de deșeuri. Probabil că Consiliul Județean Cluj se conformează celor spuse de Garda de Mediu și începe să mute o parte din deșeurile depozitate acolo într-o altă locație. Care locație o să o aflăm? Haide să vedem parcursul pârâului Zăpodie. Din păcate, mirosul nu vi-l putem reda pe filmare, dar după cum vedeți, acesta este pârâul Zăpodie, cel care se varsă în Someș. Și dacă filmăm stația de osmoză și ne uităm spre ea, nu vedem niciun fel de joncțiune între aceasta și pârâul Zăpodie, ceea ce bănuim că este bine. Deși ni s-a spus că tot apa care se decantează, tot levigatul care se decantează, apa aceea curată care rămâne, de a-i putea chiar să-ți faci și un șpriț cu ea, e vărsată în pârâul Zăpodie. Noi avem impresia că, de fapt, au umplut frumos cele două bazine de decantare acum aproape o lună, și de atunci tot se decantează, dar de fapt au făcut ei un șans și o să mergem să verificăm în sus pe pârâul Zăpodie, legând marele lac de levigat direct de pârâu, și cu asta osmoza s-a terminat. O pornim din loc în căutarea legăturii pe care specialiștii au făcut-o între stația de osmoză și pârâul Zăpodie, acolo unde se vărsa levigatul din lacul imens în care s-a acumulat de-a lungul timpului tot mâlul toxic. Haideți să vedem ce curge, lichid ucigător sau apă cristalină. Ne-am străduit și am găsit și locul în care stația de osmoză face joncțiunea cu pârâul Zăpodie, locul pe unde apa curată, decantată, de levigat, s-ar scurge în pârâul Zăpodie. Numai că, după cum observați din filmări,
Degeaba se adaugă apă curată pe acest pârâu, pentru că la ce culoare are și la ce am văzut până acum, de fapt, pe el curge levigat, curat, între ghilimele. De fapt, asistăm la o mare mascaradă, o mascaradă pe bani publici, gestionată de către Consiliul Județean Cluj, în cârdășie cu habar n-avem cine, dar ar fi cazul ca cineva să ne și explice cum s-a ajuns în situația aceasta. Al treilea punct de verificare, bazinele de decantare, unde, hopa, vom avea parte de o surpriză de proporții care ne lasă la propriu fără grai. Deci cele două bazine de decantare sunt semipline. Se vede că au fost mult mai pline cândva, dar totuși a trecut o lună de atunci. Nici ploile care au fost zilele acestea și ploi serioase care au reușit să inunde Cluj-Napoca n-au reușit să reumple, cum s-ar spune, aceste bazine. Dar dacă ne uităm cu atenție la cel mic furtunaș care vine dinspre stânga drumului și care cicar aduce levigatul în bazine pentru decantare, observăm că... Da, ați observat și dumneavoastră bine, și noi. De asta am rămas fără cuvinte. Ne dezmeticim și vă explicăm ce s-a întâmplat. Ne-au văzut că filmăm de jumate de ceas și ce au zis ei? Hai să-i dăm drumul. A fost un domn cu o Dacia pe aici, au discutat înăuntru în stație și în sfârșit au dat drumul. Dar vă rog frumos să observați ce cantitate spornică vine pe acolo și să o comparați cu aia care vine pe pârâul Zăpodie. Oricum ne bucurăm că producem efecte, că prezența noastră îndeamnă la muncă. După o așa experiență, nici nu știm dacă să râdem sau să plângem, așa că privim în zare și apoi, hotărâți, ne continuăm și noi munca. Încercăm să găsim o parte bună în toată nebunia numită patarât. Dăm de câteva păsări care ar putea îmblânzi tableul ce ni s-a creat în vizita de lucru, dar imaginea devine și mai sumbră când ne gândim la soarta zburătoarelor, aceea de a se hrăni cu metale toxice. Singura mea uimire este cum reușesc păsările să supraviețuiască în acest climat. Mă rog, au apă, probabil s-au adaptat, mâncare, vorba aia de la deșeuri câtă vrei. Deci avem o prea frumoasă deltă suprarealistică de levigat. Deci treaba e bună pentru toată lumea, și pentru oameni și pentru natură. Transmitem salutări tuturor celor implicați în povestea levigatului de la Patarât și nu ne putem da jos pălăria. În concluzie, lacul... Clar, nu este ca asta iarnă, nici ca asta toamnă, nici ca asta primăvară, este mult mai scăzut. Dar ce am văzut noi și am filmat aici ne ridică serioase întrebări cu privire la declarațiile care s-au făcut, investițiile care s-au făcut și ceea ce ni s-a livrat. Părerea noastră este că, de fapt a mea personal, ca să nu-i bag pe toți în toată această discuție, că asistăm la o butaforie, la un fel de satele lui Potemkin pe lacul de levigat. Unii se prefac că au adus stația, de fapt au adus-o săracii, dar se prefac că fac osmoză inversă. Între timp, Consiliul Județean a tras un șanț zdravăn între acest lac în care se scurgea levigatul și pârâul Zăpodie și, după cum ați văzut, curge, tată, curge, levigat din greu pe pârâu în jos, că așa este frumos. Victor Lungu, NCN.